Ei, hai, sunteți gata! Alba! Și nu știu, dar simt că n-am destulă voință. Greu nu este să ai voință, ci să vrei să ai voință. Tu știi foarte bine că greu nu este să scrii, ci să te așezi la masa de scris. Asta este greu, chinuitor de greu. Ăsta e articol sau crâmpă de brav? Ion Gheorghe a fost calificat drept calomniator și intrigant. Despre articol s-a spus că defăimează fabrica. Despre autor că este un intrigant și un carierist versat. Voi ești drăguț, m-am preumbat o țâră pe la mister, să știi, șefule, că pamfilul ăsta-i da dracului, nu mai da dracului, te încondează la toate colțurile. Că în condițiile astea de teroare nu mai poate lucra, că demisionează, să duce la partid să protesteze și așa mai departe. Dă-i, dă și de domnule ăsta, e da dracului, nu mai da dracului, da dracului. Ce te arăți așa de mirat? Frică e la putere în ziua de astăzi. Am 34 de ani, o nevastă, doi copii, nu-mi pot permite romantisme la vârsta mea. Auzi, Leule, noi, acum aici, suntem în comunism. Ce părere ai despre Ion Gheorghe? Părere? Da. Că eu aș fi de părere să nu avem nicio părere. Să ce? Să mai frământăm în colectiv. Ce să frământăm în colectiv? Problema. Cum să fiu cam tovarăș Cerchez când îmi răsturnați toată gazeta la 2:30 noaptea? Pe mine să mă băgați în balamocul o dată cu asta, vă rog. Dar când va costa oare minciuna mai scump decât adevărul? Când? Atunci fi va raiul pe pământ. Ei, și la ce folosesc toate astea? Lăsați că vin eu mai târziu după titlu.